Bine v-am regăsit, dragilor, uh, ca de obicei, ne vedem la un nou minut de conștientizare alături de mine, Alexandra, și mai avem puțin de tot uh, cei născuți în luna a 8 -a și luna a 9 -a, pentru că pe cei născuți în a 10-a, 11-a și a 12-a i-am cuprins la vibrația interioară 1, 2 și 3. Da? Vă rog să intrați pe canalul de YouTube, acolo le găsiți centralizate pe dosarul minute, minutul de conștientizare, este mult mai ușor de urmărit uh, episoadele într-adevăr pe YouTube, dar... Puteți să o faceți și pe pagina de Instagram și Facebook. Alexa Event. Bun. Așadar, am ajuns la cei născuți în luna august. Ei uh, vin cu legile. Cu legile, cu judecata, justițiarii grupului, uh, da, rolul lor social, adică unde opt apare, rolul lui este să aducă dreptatea, să facă, cum zicem, să cântărească exact ca un judecător și să decidă, care și-a asumat responsabilitățile, care nu și le-a asumat, care este pediapsa, care este răsplata, da? Sunt într-adevăr văzuți așa mai duri într-o oarecare formă din perspectiva asta de justiție, iar acolo unde ei apar într-adevăr pot să devină și salvatori, dar salvatorii celor lipsiți de dreptate, să zicem așa, adică cumva celor care nu sunt apărați, celor care au o dreptate, dar n-are cine să nu au o voce, uite, spre exemplu, nu știu, animăluțelor sau sufletelor copiilor, sufletelor necăjite care nu pot să-și exprime nedreptatea, ei vor avea tendința să exprime acea nedreptate, rolul ăsta social de opt vă pune în situația să vă asumați foarte mult și atunci atunci nu vă fie de mirare în momentul în care cei născuți în luna august au vin și n-ai făcut aia, n-ai făcut cealaltă în sensul de responsabilități, în sensul de asumare ei sunt primii care dau cu asumarea și vor căuta și momentul apropo în care dacă sunteți născuți în august și nu sunteți asumați, să veți fi trași la răspundere și veți fi judecați foarte aspru din perspectiva asta, dar în același timp optul tinde în latura negativă să fie văzut ca fiind lacom, avit după putere, oricum el are o putere în grup, oricum el are tendința de acolo unde apare, el prin simpla prezență și energia aceasta lui opt, arată o, o putere în sensul de statut, da, în sensul de am ceva de spus, sunt aici să aduc uh, cunoașterea, dreptatea și toate uh, acestea în direcția aceasta, da? El poate să fie și un fel de vameș între lumea văzută și lumea nevăzută, între lumea materială și lumea imaterială, între lumea uh, materială și lumea spirituală, da, cumva caută să, și ar fi bine să le um, îmbine, pe amândouă, să le împletească foarte frumos, punând accent pe cea spirituală, pentru că altfel optul poate să pice într-adevăr în chestia asta de avariție, lăcomie și uh, abuz de putere. De ce nu? Rar poate se întâmplă, dar, apropo, uh, înt din perspectiva lor, rar se întâmplă, pentru că îi pun foarte mult accent pe fair play și corectitudine, însă totul depinde de cum au înțeles ei fair play și corectitudinea. Totul depinde de modul în care fac ei judecata, Poate, adică pentru el cu siguranță va tinde să fie corectă, dar rămâne de văzut dacă din perspectivă socială această judecată este corectă și pentru ceilalți. Da, foarte fain oamenii născuți în luna august, sunt și, nu, acolo leu, foarte ambițioși, foarte mult ambiție, oameni de succes de cele mai multe ori, oameni care știu să se impună și știu să-și dobândească statutul și rolul în grupul din care fac parte. Și o fac, o fac foarte ferm și foarte uh, bine punctat, am putea spune, cu multă asumare. Până data viitoare, vă invit să ne urmăriți pe canalele noastre de social media. Spor la conștientizări, vă doresc, dragilor!